moare două fete mama are. Două fete floricele și le-nvăț de mititele. Să iubească acest pământ, că el mi-a dat ce mai scump, măi, oh, că el mi-a dat ce mai scump și m-a învățat să cântă. Viața este făcută din momente frumoase și atunci când avem ocazia să le facem cumva mai speciale ca de obicei, oamenii dragi încearcă să apeleze la noi, echipa surpriză la tine acasă. Vă spunem bună ziua și cu mare drag astăzi ne-am pornit la drum spre o nouă magiată. Este vorba despre doamna Maria, care face o frumoasă vârstă de 56 de ani. Deci noi cu daruri frumoase, cu un superb coș de flori, mergem spre dumneavoastră să-i spunem la mulți ani, din partea fiicei și desigur a nepoțeilor, care o iubesc foarte mult și astăzi vor să-i demonstreze prin această surpriză cât de mult înseamnă această doamnă pentru ei, ce rol important are în sufletul lor și desigur vrem să obținem emoții de suflet. Haideți! Mi-a dat și o dragoste și cu ea fetițele mă. Vă lăsăm într-o mare dragă. Surpriză la mine acasă suntem și astăzi ne-a șoptit nouă cineva că în familia dumneavoastră este o sărbătoare frumoasă. Și anume dumneavoastră, doamna Maria, sunteți omagiată. Deci noi venim, uitați-vă, echipați frumos, cu daruri frumoase. Cu permisiunea dumneavoastră, toate că suntem acum într-o perioadă mai complicată și nu se permite să ieșim, nu se permite să mai, să ne mai întâlnim, da? Să ne mai dăm un bună ziua așa, față în față, cum erau toți obișnuiți. Deci noi totuși, cu permisiunea dumneavoastră, încercăm să dăm busna la sărbătoarea frumoasă, să vă aducem emoții frumoase și vreau din suflet să vă întreb, cum credeți dumneavoastră? Cine vrea azi să vă bucure? Uitați-vă prin intermediul nostru. Fetele mie. Așa. Câte fete aveți? Două fete aveți. Uitați-vă, totuși cineva vrea să fie numit aparte. Pentru că este vorba doar de o persoană. Una, da? Da. Îi spuneți dumneavoastră un nume. Natalia. Așa, vedeți cum stă acolo, cu minte. Noi cu drag am acceptat această trimitere și chemare, mai bine zis, a doamnei Natalia, spre dumneavoastră. V-a pregătit și personal a ales cel mai frumos coș de flori pentru cea mai mândră, cea mai scumpă și cea mai frumoasă mamă. Mulțumesc! De la mână, de la vedere. Așa, mulțumesc! Desigur, dacă este și sărbătoare, nu poate să lipsească și o tortă frumoasă. Deci, noi cu Natalia împreună ne-am sfătuit mult să alegem o tortă potrivită pentru dumneavoastră. Și am ajuns noi la concluzia că o inimă plină de dragoste ar fi cea mai potrivită astăzi pentru dumneavoastră, ca mamă, deci această tortică pregătită cu drag este la fel pentru dumneavoastră, așa mă duceți să ne dăriți. Așa. Și uitați-vă, desigur, aici avem și un spumant, masa este pregătită, deci o să vă prindă bine cu oaspeții dumneavoastră, să ridicați câte un pahar, să vă spună toți la mulți ani, ani frumoși și sănătoși. Doamna Maria, când e frumoasă sărbătoare astăzi și în sufletul dumneavoastră, și în sufletul fiicei dumneavoastră, și în sufletul nepoțeilor care împreună cu mămica s-au organizat frumos și au dorit azi să se remarce cumva mai frumos, cumva mai deosebit, probabil cum au făcut-o în toți acești ani. Să simțiți că sunteți iubită, să simțiți că sunteți apreciată, să știți întotdeauna că aveți un loc important și un loc foarte cald în inima și în sufletul lor și poate nu v-au spus în viața asta, nu știu, nepoței, dar cel puțin fiica, probabil ar fi vrut mai mult să se remarce, ar fi vrut mai mult să vă spună în viața asta ce om important sunteți, cât de mult vă iubește și dumneavoastră, anume mama, cea care i-ați dat viață, cea care o susțineți întotdeauna, cea care v-ați jertfit undeva viața dumneavoastră de mamă pentru copii, să-i creșteți mari, frumoși, aranjați, ca astăzi să vă deschidă poarta, să vă alerge nepoții prin ogradă, să aveți atâtea bucurii și atâtea emoții, anume de la ei, de la cei urmași ai dumneavoastră. Ei azi vor din suflet să vă spună prin intermediul meu, la mulți ani, vă iubește foarte mult. Și anume acest cuvânt am ținut cu doamna Natalia să vă spunem din suflet. Te iubesc, scumpă mamă. Și acest cuvânt va încerca și doamna Natalia de azi încolo să-l spună și mai des, și mai cald,
și mai sufletiți decât cum a făcut-o probabil până acum. Să nu uitați niciodată, să iubiți cum i-ați iubit, să-i așteptați cu brațele deschise cum ați făcut-o întotdeauna. Căci atâta timp cât este mama, atâta timp cât poarta e deschisă, copiii vor acasă, copiii vor aici unde și-au petrecut copilărie, aici ne-au avut cele mai frumoase clipe alături de dumneavoastră, de părinți, căci nimic în viața asta nu se compară cu părinții, nimic în viața asta nu se compară cu acele amintiri de copil. Amintiri inocente, amintiri nevinovate, amintiri în care copilărim, creștem și undeva nu știm greul părinților. Cu cât chin, cu cât greu, cu cât retrăială, ne cresc. Dar totuși, dumneavoastră, ați făcut în viața asta foarte mult. Ați crescut fete, ați crescut nepoți, aveți o gospodărie, aveți ani frumoși munciți în urmă, deci simțiți-vă fericită și, desigur, o mamă împlinită. Nu pot să vă spun să-i spuneți aici un mesaj, încă este aici cu noi. Deci dacă aveți să-i spuneți ceva, sau măcar să o sărutați așa de la mamă la fiică, noi cu mare drag vă permitem acest lucru. La mulți ani, la mulți ani. A ieșit și acel te iubesc frumos, așa că ar trebui să iasă el de un splet el de acolo. La mulți ani, o zi frumoasă să aveți împreună cu cei dragi. Noi mulțumim doamnei Natale, în primul rând, că ne-a permis să avem posibilitatea și ne-a oferit această ocazie frumoasă de a veni în fața dumneavoastră, să vă aducem emoții frumoase. Vedem lacrimi, deci sunt de fericire, cu siguranță, nu mai întreb dacă sunt de fericire sau nu, fiindcă ele sunt de fericire. Și dea bunul Dumnezeu în viață, doar cu lacrimi de fericire să vă bucur. O zi frumoasă și fără primejdii, să aveți o viață întreagă. Sănătate în mâine.